telespectatori, după o bine meritată vacanță, reîncepem seria emisiunilor Călători printre dosarele vremii. Invitatul nostru în această seară este domnul profesor universitar dr. Gemil Tasin. Bine ați venit, domnule profesor! Bine v-am regăsit! Sunt onorat că ați dat curs invitației noastre și iată-ne împreună în această seară. Sper să captăm atenția telespectatorilor. Pentru telespectatori, domnul profesor universitar dr. Gemil Tasin este născut într-o familie de tătari crimeeni la Medgidia în anul 1943. A urmat cursurile școlii tătare din Medgidia între 49 și 56, după care liceul Nicolae Bălcescu din Medgidia. Și aș vrea să ne oprim puțin asupra acestei perioade în care erați elev al liceului Nicolae Bălcescu din Medgidia. Este o perioadă foarte frumoasă cea a liceului și bănuiesc că atunci ați intrat în contact cu profesori care v-au îndrumat ulterior către Facultatea de Istorie. Haideți să vedem. Într-adevăr, aveți perfectă dreptate. Perioada liceului dintre 56-60 a fost o marcantă pentru cariera și viața mea. Și aici aș vrea să evoc în primul rând pe cei trei profesori de istorie, profesori excelenți profesori. Deci vorbesc din perspectiva timpului care s-a scurs de atunci. Este vorba în primul rând de, toți trei sunt sigur acum în altă parte. Da. Și în primul rând aș vrea să evoc amintirea profesorului Constantin Olteanu, apoi a profesorului Nicolae Moroianu și apoi a profesorului Mircea Daie. Acești trei profesori, chiar dacă domnul Mircea Daie nu a fost direct profesorul meu, pentru că el preda la cealaltă clasă umană, eu eram la Real, cei doi profesori mi-au fost direct îndrumător, mai întâi profesorul Constantin Olteanu și după arestarea domniei sale în 1958 sau 57, nu știu exact, în orice caz, ori în toamna lui 58, ori în toamna lui 57, mi se pare că în 57, nu, 58, catedra lui a fost preluată de către profesorul Moroianu, care a continuat exact ceea ce începuse el. Profesorul Olteanu nu era numai profesor de istorie, în același timp a fost un excelent educator. Eu mi-aduc aminte și acum cu foarte multă plăcere și spun și tinerilor, inclusiv nepotului meu, ceea ce am învățat de la profesorul Olteanu. Încă din clasa 8-a, iată că mi-a rămas și mi s-a întipărit și am ținut seama de acest sfat, iată cât de mult contează un educator bun. El spunea că un om adevărat nu trebuie să aleagă o cale bătătorită, ci să caute calea lui proprie, care este într-adevăr mult mai dificilă, dar îi dă satisfacții foarte mari și îi dă o carieră pe care după aceea nimeni nu poate să ia. Și asta și făcut, ați ales o cale nouă. Asta am făcut. Adică acest sfat pe care profesorul Olteanu repeta destul de des, mai ales în condițiile în care el, după ce mai făcuse încă o experiență cu totul inedită la nivelul țării, nu numai la nivelul orașului sau al regiunii, cum se chema atunci, și anume echipa de parașutiști de la Medgidia. Cred că în arhive găsiți acolo destule. Eu am fost martor la treburile astea, mic fiind, e adevărat, când a pus aproape toți elevii și profesorii să sară cu parașuta. Încât în aceea vreme, în anii 53-54, era treaba asta, înainte de a intra eu la liceu, că erau acolo fotografii, inclusiv cu Gheorghiu Dejă. Îi primise și Gheorghiu Dejă atunci să se fotografieze cu ei. După ce a fost desființat din motive politice, bănuiesc că această formațiune
într-un fel paramilitară. Da. Așa? El a fost militar, Constantin Olteanu. A luptat și în războiul răsăritean și în războiul apusean și e evocat de multe ori amintiri de pe front. După aceea a făcut o orchestră. Deci era un om extrem de activ, cu inițiative debordante, încât el nu putea să stea să se rezume, să vină să predea niște lecții, pe care le preda excelent. Excelent le preda. Și atunci am făcut și o orchestră. Deci după ce s-a terminat, eu am fost printre cei care am intrat în... printre primii care am fost în această orchestră. Țin minte că făceam de două ori pe săptămână repetiții, de la ora 2 până la ora 8. Seara. A doua zi, adică era marți, uite, țin minte și acum, marți și sâmbătă. Bun, sâmbătă ca sâmbătă, dar marți, a doua zi dimineață, la ora 7, noi eram la ore. Și unii profesori, atunci nu prea înțelegeam, după aia am înțeles, sigur, fiind invidioși pe profesorul Olteanu, ne ascultau pe noi, ne scoteau pe noi la lecție, cei care eram în orchestră. Și pentru că ei știau foarte bine că de la ora 2, deci la ora 1 noi terminam cursurile, mergeam repede acasă, mâncam și veneam la 2 și de la 2 până la 8-6 ore făceam repetiție ca să învățăm asta la început. Angajase un profesor de instrumente, Petrov îl chema, noi îi spuneam Moș Petrov din Constanța, care era un admirabil. Așa, și la un moment dat știu că mi-a tras degetul ăsta mic pe coarda mi, așa de tare mi-a tras, când mi-au intrat corzile în asta și a țâșnit sângele. Dar eu tot n-am încetat să cânt, adică să învăț, atunci încă învățam. Și profesorul Olteanu ne atrăgea atenția că cine se va scuza a doua zi că a fost la orchestră și n-a putut să învețe din pricina asta, sau va lua notă mică, îl dă afară din asta. Eu eram atât de mult atât de doritor să stau în această... Dom'le, și învățam până la 11-12 noaptea. Numai marți învățam. Nu învățam. Ca să nu iau notă mică și să mă dea afară din orchestră. Și nu m-a dat domnul Olteanu din orchestră, ba am ajuns chiar la un moment dat solistul orchestrei, cântam, era un singur banjo la care cânta el și atunci când erau spectacole, știu că am fost la Cernavodă, la Târgușor chiar am pierdut trenul, am stat o noapte întreagă în școală, amintiri, da, așa, eu îmi dădea mie banjo-ul ăla cu care ieșeam eu în fața orchestrei și cântam. Mai ales Valurile Amurului erau o splendoare și Barcarola de Offenbach pe care le cântam eu la banjo. Așa? Și aveam și soliste, colege de ale noastre, fete foarte frumoase și cu una din ele chiar a ajuns după aceea solistă de revistă, parcă o chema Coca Noapteș, tot din Megidia. Așadar, amintirile acestea sunt legate nu numai de învățământ din Megidia, ci de formarea mea. Liceul a contribuit foarte, foarte mult la formarea mea și probabil că și datorită acestor profesori, mai întâi a profesorului Olteanu și după aceea profesorului Moroianu. Profesorul Moroianu era un alt tip, nu era atât de dinamic, dar era un om blajin și comportamentul lui era părintesc. Mi-aduc aminte că în clasa 10-a, la o lecție, el mi-a dat două note de 10 la aceeași oră. Și era posibil? Nu era posibil. Ce-o fi făcut el la asta, nu știu. Dar mi-a dat două note de 10 pentru că până atunci el îmi dădea numai 8. Eu eram, nu eram un elev strălucit la liceu. De ce să... N-am rămas niciodată corigent, dar nu eram. Nu mă țineam. Eu învățam numai marți atunci. Marți seara, ca a doua zi să fiu. Păi restul nu mai învățam, știi? Învățam de la o oră la alta. Așa, ca să nu zic și eu ca președintele Băsescu că nu trebuie să învățați, da, că da, eram șmecher. Ați ajuns. Da. Bun, dar după aceea însă la bacaloriatul din clasa... Adică vreau să spun că pasiunea asta pentru istorie, care cred că mi-a fost cultivată de către acești profesori, la care s-a adăugat ulterior și profesorul Daie Mircea, a contribuit foarte mult la formarea mea profesională. Adică domnul Moroianu
Și a dat seama că mă îndreptățise până atunci. El a fost primul care a descoperit pasiunea mea pentru istorie. Și atunci, tocmai ca să cultive această pasiune și să... V-a motivat gândul vă două da, de să mai atenueze din, mă rog, această nedreptate care mi se făcuse și eu simțeam că mi se făcea nedreptate, că mi se dădea 8, oricât aș fi știut, 8 mi se dădea. Nu depășeam. Atunci el și-a dat seama de lucrul ăsta și atunci mi-a dat de două note de 10 și sigur că după aceea am devenit eroul clasei la istorie, însă numai la istorie. Așa? E foarte bine. După aceea el a început să-mi dea din biblioteca lui bibliografie suplimentară, țin minte și acum. Am acum și acum un caiet, chiar zilele trecute întâmplător am dat peste caietul ăsta. Era un volum din 1953, cred, un rapoartele de săpături și în același timp era o sesiune a Academiei Române în care erau întrunite rapoarte și referate și comunicări susținute acolo, comunicări de înaltă. E, aproape toată cartea eu am conspectat în vacanța de iarnă. Vă dați seama, totuși, deci acum, sigur că nu știam să conspectez. Aproape că am copiat articolele acelea. Dar mi-au rămas în minte că am citit, sigur, nu eram încă la nivelul, nivelul de a citi și de a înțelege niște studii științifice la nivel academic superior chiar, așa, și, dar asta denotă pasiunea pe care încă o aveam încă din aceea vreme. Deci profesorul Moraianu este al doilea care mi-a cultivat, iar profesorul Mircea Daie cred că mi-a mai cizelat. Cu el începusem în clasa, din clasa 11-a, eram într-un fel, nu într-un fel, eram chiar în clasa 10-a chiar, eram președintele cercului de istorie din liceu, unde se țineau comunicări sub conducerea celor doi profesori, ei erau cei care îndrumătorii și am ținut și eu acolo niște comunicări. Astăzi comunicări, mă rog, niște referate, niște, da. Mă rog, nu puteți să spui că sunt comunicări. Dar era o ieșire și am fost extrem de emoționat și am pregătit cu foarte multă grijă această comunicare pe care am ținut-o acolo, comunicare, mă rog, un material așa, o expunere așa în fața celorlalți colegi, erau din diferite clase, erau destui, erau cam vreo 15-20 de elevi care participau la acest cerc interes pentru istorie, da. Și am avut foarte mare satisfacție, a fost pentru prima oară când mi-am văzut numele pus pe afiș la școală acolo și eram foarte satisfăcut, adică era o mândrie. Da, era o... Și sigur că profesorii au știut să mă laude și după aceea profesorul Mircea Daie, care era arheolog spre deosebire de ceilalți, m-a luat la perighezele pe care făceam în jurul Megidiei. Și el a fost primul care mi-a dat îndrumări legate de arheologie. Da, și cum și când am ajuns la facultate, pasiunea mea a fost legată de arheologie și am participat la șantiere și n-am uitat niciodată primele lecții date de către profesorul Daie Mircea. Și totuși ați ajuns să studiați istoria medievală și, mă rog, da. V-ați... cele mai multe cercetări sunt legate de această perioadă, mă rog, știm foarte bine faptul că sunteți unul dintre pasionații cercetători ai arhivelor osmane și ați dat mult pentru istoria neamului românesc și pentru faptul că sunteți unul dintre puținii cunoscători ai paleografiei turco-osmane. Revenind însă la perioada facultății, deci ați terminat liceul Nicolae Bălcescu din Megidia și... În 1960. În 1960, anul în care veți deveni și student al Facultății de Istorie și Filozofie a Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași. De ce Iași și nu București? Nu, a fost o întâmplare. Eu eram pregătit pentru București și pot să vă spun chiar că am fost foarte dezamăgit și o să vă povestesc că chiar am vrut să mă transfer la București și aproape că reușise după un an de zile.
pentru că aveam un văr care era la student la București și știam de la el anumite povești legate de viața studențească și totul, toată viața și visurile mele de student, viitor student, erau legate de București, nici de cum de Iași. Atunci, în 1960, și a durat până în 62, erau burse de stat. De fapt, erau burse date de către primăriile regionale. Adică cei care aveau dosare bune, dosare bune în sensul că nu erau din familii bogate, așa, muncitori țărani, așa, primeau o bursă din partea sfatului regional. Da, Dobrogea, în cazul nostru. Eu știu că ne-am înscris sigur la treaba asta și când m-am dus să semnez contractul cu sfatul regional, că după aceea 5 ani de zile trebuia să vii să lucrezi în regiunea respectivă care ți-a dat banii. Și n-ați lucrat decât un an. N-am lucrat, nu, că să vă povestesc, în 62 s-au desfințat astea. Da. Așa? Când am venit să semnez că toate actele erau lista afișată, că ne chema să semnăm actele astea, era prin vara lui 60, după terminarea bacalaureatului. A fost un bacalaureat extraordinar atunci. Acum vorbesc ăștia de niște bacalaureate. Uite, mi-aduc aminte că nu știu câți ani au fost, dar noi am fost primii care am trecut acest bacalaureat când am dat 7 materii în aceea zi. Adică erau profesorii, fiecare avea o măsuță, iar elevii erau mai puțin decât profesorii în asta și treceai de la un profesor la altul. Eu am nimerit după masă. Am intrat la ora 3 și am ieșit la ora 9 și ceva din examen. Dând 7 examene în același timp. Adică treceai de la un profesor la altul, care a fost cumplit din punct de vedere educativ, din punct de vedere pedagogic. Nu puteai să chinuiești totuși un copil, că eram încă copii. Eu n-aveam nici 17 ani atunci, dar jumătate din clasa noastră, care era considerată o clasă foarte bună la nivelul regiunii, a căzut la bacalaureat. Maturitate se chema atunci, examen de maturitate. Eu știu că cum am ieșit de la examen, învățătorul Traian, Nea Traian îi spuneam noi. Și cum am ieșit, zice, ia o țigară. Și mi-a dat o țigară și cu atâta plăcere am fumat țigarea. Nu era prima oară când puneam țigarea în gură, e adevărat, că el știa lucrul ăsta. Cam în liceu. Da, zice, ia o țigară. Și eu am fumat și am povestit că el stătea, zice, domne, nu se poate, țin minte că și el zice, nu se poate, era învățător el de carieră, a zis, nu se poate ca să chinuiești toți copiii ăștia, zice, atâta ore. Da. Cum ai putut 7 materii într-o zi. 7 materii. Deci după acest bacalaureat, după acest, mă rog, examen de maturitate se chema, s-au depus dosarul cu adeverințele, cu tare, dosar în toată regula trebuia să faci, și cele care erau aprobate de către o comisie la nivelul sfatului regional, a primăriei, să zicem așa, a Consiliului Județean ar fi astăzi, așa era, sfatul regional, care, țin minte, era în piața Ovidiu, unde este o bancă acum, acolo era sfatul regional, iar unde e muzeul era sfatul local. Local, municipal. Nu, da. Eu fiind din Megidia, aparțineam de sfatul regional. Așa, și am venit eu și am văzut că trecusem și m-am dus să semnesc, că ziceau să semnesc. Când am ajuns acolo, mi-au dat lista și când am văzut buletinul, stai, domnule, n-ai voie să semnesc, că n-ai 18 ani. Vii cu tata. Da, era o problemă. Că păi da, era 60, eu aveam 17 ani, nici nu împlinisem 17 ani. Da. Și a trebuit să vin cu tata să semneze și atunci am avut surpriza că cei de la istorie, unde mă înscrisesem eu și alte facultăți, și țin minte, și chimie, și construcții, și agronomie, și altele, fusese repartizate la Iași. Altele erau la București, altele, dar în special la Iași și la București. Mai erau și la Galați, mai erau și la Craiova, dar cele mai multe, deci jumătate erau la Iași, jumătate... Așa am ajuns la Iași. Acolo am vrut să mă transfer la București și fiind, să zic, un student bun, primul an am terminat cu 10 pe linie, profesorul Berlescu până la urmă mi-a acceptat transferul
transferul și la, totuși nu s-a materializat. La București, ceea ce era foarte greu în acele vremuri, fiind chestii de bursă de asta, era, nu se accepta, că trebuia bursa de aia, trebuia dusă dincolo, etc. Atunci era, cum zice, academicianul Gheorghe Ștefan, era, se spunea, moș patrulă lui, dacă ții minte așa, printre arheologi, iar prodecan era Hurmuz. Profesorul Hurmuz fusese coleg cu profesorul Moraianu, profesorul meu de la liceu. Am funcționat pilele și atunci. Și atunci profesorul Moraianu mi-a dat un bilețel către Hurmuz, adică eu obținusem dezlegarea de la București, de la Iași, dar trebuia obținută și aprobarea de la intrare în București. Și atunci m-am dus cu bilețelul la profesorul Hurmuz, așa, și cu ocazia asta după aceea l-am cunoscut și pe profesorul Gheorghe Ștefan, un arheolog eminent a fost. Și ei mi-au aprobat. Din toamnă eu m-am dus la București. Numai că mi-am dat seama, am intrat la cursuri, nu mai era atmosfera care o aveam eu la Iași. Era o atmosferă colegială, numai colegială, prietenească era. Eu am fost primit acolo, deși era pentru prima oară când ieșeam din Dobrogea pentru o perioadă atât de lungă. Sigur, fusesem în tabere când eram copil, dar așa pentru o perioadă lungă. Încă atunci comunitatea tătară din Megidia și din Dobrogea în general era încă izolată. Adică trăia izolată, trăia în tradiția ei și nu prea se deschidea către afară. Generația dinaintea noastră spunea trecerea Dunării era ca o chestiune de aventură chiar. Era socotită în acea vreme, vorbesc că încă 50, 40, deci nu putea să-și permită oricine să treacă Dunărea. Și era, și încă să te duci tocmai la Iași. Tocmai la Iași. Sigur că eu am fost primit acolo cu foarte, foarte mult, în special, în primul rând, de către profesorii mei. Și acum revin la faptul că eu m-am dus cu gândul să fac arheologie. Primul care m-a... Sigur că am participat la șantierile arheologice conduse de către academicianul Petrescu, Mircea Petrescu, Dâmbovița. Dar primul care m-a sfătuit să las arheologia și să fac turcologie a fost academicianul Dâmbovița. Că la un curs, să țin minte și acum, că pentru că a marcat iarăși cariera mea, acest sfat al domniei sale, el ținea un seminar la seara, între 6 și 8 tocmai, undeva sus la etajul 4 de la universitate, când nu mai era nimeni pe acolo, și era curs de un seminar de societate, istoria societății primitive. Mai mult pe Golden Child mergea el. Așa, și atunci, în pauză, mi-a zis, zice, ia vino să discutăm puțin. Era, cred că, în iarna anului 61, deci în primul an era, și zice, că eu mergeam la muzeu, mergeam la... Eram deja introdus în mediul ăsta al arheologilor din Iași. Zice, tu de ce vrei să faci arheologie? Și am spus că, uite, că am vorbit și atunci am evocat și numele profesorului Mircea Daie, care fusese coleg cu asistentul meu de atunci, Dinu Marin. Fusese recolegi. Așa, și i-am spus de asta și zice, foarte, foarte bine, zice, dar arheologie poate să facă oricine. Tu ai, zice, un atu, cunoști limba turcă, sigur, noi mergeam atunci ca turci, nu ca tătar. Deci toată lumea ne accepta atunci ca turci, așa. Știi turca? Zic, știu, dar nu foarte bine. Nu-i nimic. Zice, știi, te descurci, poți să citești. Așa, zice, trebuie să faci turcologie. Uite, o să vorbesc eu cu profesorul Berlescu, care era decan, Dimitrie Berlescu. Zice, să încercăm să obținem o bursă pentru tine în Uniunea Sovietică, că nu se putea merge decât în Uniunea Sovietică atunci. Și peste câteva zile am fost chemat și la decan. Vorbise între timp Petrescu Dâmbovița cu decanul. Dimitrie Berlescu era un om admirabil, un om atât de calm, atât de sfătos, un moldovean de acesta cu inimă largă și foarte, foarte, foarte inteligent. Multe generații foarte de inteligent. Absolvenții ai facultății din Iași, da, și foarte frumos. Molcom așa zice, uite, dragule, așa vorbea el, dragule,
Deci, uite, facem și te trimitem și nu știu ce, dar trebuie să vorbești și cu părinții tăi și nu știu ce și cu tare. Zice, din toamnă te trimitem în Uniunea Sovietică, noi avem foarte mare nevoie. Prima dată, atunci, de la domnia sa am aflat de Institutul de Turcologie. Și mi-a zis el atunci, zice, aici a existat un institut de turcologie condus de Babinger, prima dată numele lui Babinger, tot de la Berlescu am aflat. Zice, ai să te întorci înapoi, te specializezi acolo, te întorci înapoi și refacem Institutul de Turcologie. Iată o idee extraordinară pentru acele vremuri. A fost lucru pe care o spun pentru prima oară acum. Nu am spus până acum, pentru că și el mi-a tras atenția, zice, vezi, zice, să nu spui asta. Pentru că Babinger zice, a fost german, a fost neamț, era perioada războiului 40. Institutul fusese creat la insistențele lui Nicolae Iorga. Nicolae Iorga fusese și cel care inițiase și obținuse aprobările cuvenite guvernamentale pentru aducerea lui Babinger ca să facă cercetări pentru istoria României, pentru că istoria României în partea legată de documentele otomane era cu totul deschisă. Adică nu avea acoperire. Dar nu era cunoscut. Hurmuzachi s-au publicat cele 45 de volume de Hurmuzachi, cele vechi, seria veche. Dar în volumele astea de volumul Hurmuzachi, în care sunt peste 45.000 de documente, nu există unul turcesc. Unul turcesc nu există. Și atunci Babinger și-a dat seama de lucrul acest. Babinger, Iorga, și-a dat seama și el nu erau specialiști aici și atunci a apelat la Babinger, să vină Babinger și să se ocupe de izvoarele otomane legate de istoria României. Babinger a venit în 1936 aici, dar a lucrat la București, așa, și mai mergea la Istanbul, aducea de acolo documente, aducea manuscrise și a mai publicat. Am publicat, nu foarte multe, dar a publicat. El a primit un salariu imens, foarte bun, foarte mare. Așa, iar în 1940, tot la insistențele lui Iorga, s-a creat acest institut de turcologie la Universitatea din Iași. Nu știu cine a fost cel care a ales Universitatea din Iași, asta nu mai știu, dar acolo s-a creat. Și a funcționat efectiv până în 1943, când Babinger a fost chemat sub arme în Wehrmacht. Și a plecat în Germania și de atunci n-a mai existat. Deci Berlescu, împreună cu ceilalți profesori de acolo, erau foarte mândri de, atunci am realizat eu, foarte mândri de existența, că acest institut, primul institut, se crease la universitate. Și atunci ei plăneau în secret ca să refacă acest institut, dar pentru treaba asta trebuiau să aibă specialistul lor. Și atunci s-au gândit să mă trimită pe mine, având acest atu al cunoașterii limbii turce. Sigur că părinții mei cu greu au acceptat că la tătar, acum știi bine că la tătar există această reticență mult mai mare față de Rusia decât la român. Teamă, de fapt, teamă efectivă față de Rusia. Totuși, părinții mei au reușit, mai ales tatăl meu, că era un om foarte deschis la minte și foarte deschis progresului și modernismului, a convins-o și pe mama să fie de acord. Dar, din păcate, în primul an nu s-a reușit. Probabil s-au făcut demersurile ceva mai târziu, nu s-a reușit să se obțină bursa. Și în toamnă profesorul Berlescu mi-a zis, deci eram deja, ăsta era 61, ei au făcut demersurile din toamna lui 61. Nu puteau să facă în prim, nu puteau. Deci în toamna lui 61, după primul an, că am obținut și rezultate foarte bune, adică asta a fost și motivul, că mi-a zis, zice, vezi să obții note foarte bune ca să... Calculator, zice, era criteriu, nu se trimitea oricine, era un criteriu foarte riguros, nu se trimitea oricine totuși, așa cum unii afirmă acum că au fost trimiși cu camion. Nu era așa, adică erau criterii foarte riguroase că se trimiteau chiar în Uniunea Sovietică. Deci, sigur, în primul rând trebuia să ai dosarul bun, în sensul că să nu fi făcut parte din clasa exploatatoare, așa, dar doi, studentul trebuia să fie foarte bun la învățătură, adică să nu fie trimis degeaba. Și atunci mie mi-a trăseseră atenția că trebuia să obțin note bune.
Și, într-adevăr, din cauza asta, eu am obținut 10 pe linie în primul an, deci numai criteriul ăsta al învățământului era îndeplinit și din toamnă au făcut ei. Deci în 62, deci după anul 2, așa, nu s-a obținut bursa, iar profesorul Berlescu m-a sfătuit, zice, tu ești mai mic decât ceilalți, eram cu un an mai mic decât toți colegii mei, așa că zice, poți să mergi, poți să pierzi un an, și mai facem încă o dată, zice, și de data asta o să obținem și ai să mergi la sfârșitul anului 3. Eu am fost de acord, că deja mă pasiona acest țel. În vara lui 63 am fost luat în armată, că atunci făceam jumătate din armată, că atunci se introdusese cu armata în timpul facultății. Dar eu n-am primit nicio veste. Când am ajuns în toamna lui 63 în Iași, era vuiet prin facultate că era prima bursă care se obținea, era de fapt a doua bursă în turcologie, după bursa obținută de către regretatul Aurel Decei. În anii 30, la începutul anilor 30, tot Nicolae Iorga fusese cel care, deci paralel, paralel cu aducerea lui Babinger ca să investigheze arhivele și sursele otomane pentru istoria României, el a făcut demersuri ca să trimite și un student român la specializare în turcologie și acesta a fost Aurel Decei. Această bursă era a doua după Aurel Decei. Deci până atunci nu fusese alte burse pentru turcologie istorică, vreau să spun. Deci era a doua bursă. Și, practic, prima după al doilea război mondial a dumneavoastră. A doua în istoria României era, istoria învățământului românesc, ca să spun, istoriografie române. După Decei era asta a doua bursă. Când am ajuns înapoi la Iași, era vuiet prin facultate că Mihai Maxim pleacă la studii în Uniunea Sovietică. Eu nu auzisem de Mihai Maxim până atunci. Sigur că m-am dus la profesorul Berlescu să-l întreb. El, săracul, era atât de jenă încât nu, așa stătea mereu cu capul, nu era jenă să mă privească. Și mi-a zis, cum conform potrivit obiceiului lui, a fost peste puterile mele, dragul meu, te rog să mă înțelegi, te rog nu știu ce și cu tare. Așa, o să încercăm noi să te răsplătim după ce termin, zice, uite că după ce termin o să te oprim aici, la facultate și pur mai să mergi. M-a liniștit, m-a încurajat, m-a îndrumat. Sigur că a fost o lovitură foarte mare, neașteptată pentru mine. Și atunci el mi-a spus, zice, de la minister mi-au cerut, zice, să mai dau numele unui alt student. Așa, și zice, l-am dat pe Mihai Maxim, care și el tot arheologie făcea atunci. Era pasionat tot de arheologie și sigur s-a aprobat pe numele lui. E, după aceea, sigur că mi-am dat eu seama că motivul era motivul etnic, național. Se pregătea atunci asta din 64. Sigur, după aceea, atunci nu mi-am dat seama, dar totuși ceva acolo s-a zvonit. Mulți colegi și prieteni și alți profesori au fost într-un fel revoltați chiar, pentru că știau și profesorul Ciodaru, profesorul Mircea Petrescu, Dâmbovița, Nicolae Gostar, știu că au fost oameni care au mărit atunci. Comentat, da. Au comentat, zicând că mi s-a făcut o nedreptate și așa mai departe. Și, într-adevăr, profesorii mei, după ce am terminat, s-au ținut de cuvânt și atunci nu s-a putut, când am terminat, tot pe același motiv am fost nedreptățit, dar m-au chemat de la Eforie Sud, unde fusesem repartizat. Să spunem telespectatorilor că ați absolvit facultatea în 1965 și prin repartiție guvernamentală ați fost repartizat la liceul din Eforie Sud, unde ați fost profesor timp de un an de zile. Aproape un an. Ați fost chemat de către... Exact, de către profesorii mei care știau povestea asta din 1963 și de atunci îmi promiseseră și s-au ținut, iată, de cuvânt și au încercat și mai târziu să se țină de cuvânt. Deci m-au chemat la institut. Practic, din 66 și până în 77 ați fost cercetător la Institutul de Istoria de Xenopol din Iași. Da. Ce a însemnat această perioadă?
Asta, perioada asta la Iași este perioada formării mele ca cercetător. Adică fără doar și poate, eu m-am format în Iași și să mă consider un produs al școlii istorice ieșene. Și am avut norocul să fiu un institut cu domnul Boicu, mai ales, Dumnezeu să-l odihnească, care este mai puțin cunoscut, din păcate, dar a fost un om extrem de dotat și, din nefericire, el a dispărut mult prea devreme și n-a putut să lase atât cât putea să facă pentru istoria românească. Metodologia lui, de fapt, era de la Berlescu, iar Berlescu de la Minia, Ilie Minia. Deci școala lui Ilie Minia, care era un ardelean, cu școală germană, cu studii extrem de serioase făcute la Viena, și care venise în Iași și crease o școală. Școala lui Ilie Minia, care există, care a existat foarte mulți ani. Toți mari istorici ieșeni fac parte din școala Minia. Și profesorii noștri, cei care m-au îndrumat, Berlescu, Cihodaru, toți au fost elevii lui Minia. Și el, la rândul lor, au format elevi. Adică eu nu mă consider direct elevul lui Berlescu, dar domnul Boicu a fost direct elevul lui Berlescu, într-o oarecare măsură, și pe mine m-a îndrumat Berlescu, dar nu pot considera 100%. Dar mă consider mai mult elevul lui Leonid Boicu. Adică, spre deosebire poate de mulți alți colegi pe care Leonid Boicu i-a ajutat tot așa de mult cum m-a ajutat și pe mine, eu recunosc și la ora actuală și la vârsta mea acum că Leonid Boicu este cel care mi-a pus condeiul de cercetător în mână. El m-a îndrumat cum să fac cercetarea documentului, cum să fac interpretarea lui, cum să fac valorificarea lui, cum să scriu. Deci era un om extrem de deschis la minte. El avea capacitatea, după cum bine știi, că nu toți istoricii au capacitatea de sinteză. Toți au capacitatea de analiză, dar de sinteză mai puțin. El avea această capacitate de sinteză, am și eu. Iertați-mă lipsa de modestie. Așa și este. Am această capacitate de sinteză și fără această capacitate de sinteză nu poți să faci o istorie, adică să te consideri un istoric adevărat. Boicu era prin excelență un om al sintezei și a făcut ceea ce a scris, a fost lucrări de sinteză. Din păcate, n-a fost ales membru corespondent al Academiei Române, deși ar fi meritat cu prisosință. Un al doilea mentor sau magistru al meu a fost regretatul academician Mihai Berza. Mihai Berza Boicu avea multe puncte comune ca istoric cu Mihai Berza, deși nu a fost nici de cum sub influența lui Berza, n-a fost elevul lui, n-a fost studentul lui, dar eu am fost într-o oarecare măsură, în sensul că eu veneam foarte des de la Iași la București și domnul Berza, academicianul Berza, niciodată nu mă ținea mai mult de 5 minute în așteptare în anticamera lui și mă primea și stăteam de vorbă aproximativ, deși era foarte, foarte ocupat. Foarte ocupat, el conducea un institut extrem de important în acea vreme, Institutul de Studii Sud-Est Europene al Academiei Române, îmi acorda întotdeauna o oră. Dacă n-avea în momentul ăla, îmi spunea, dragule, vii peste nu știu cât timp, sau mâine, sau nu știu ce, și secretara lui era doamna Crețu, o femeie extrem de activă și binevoitoare, știa foarte bine că mi-a fixat ora cu tare, că și cu o oră nu putem fi deranjați. O oră, el jumătate de oră, spunea, se uita la ceas, jumătate de oră, eu îi prezentam ceea ce am făcut de la ultima întâlnire, pentru că îmi dădea așa, apoi eram cu carnetul, o jumătate de oră îmi dădea indicații. Deci asta face, asta, uite, asta interpretez. El între timp îmi citea lucrările care publicasem până atunci, că îi trimiteam, așa, citea lucrările, și el avea un obicei să-mi spună, zice, domnule dragă, că domnule se vorbea atunci,
Deci niciodată cu tovarăș. Niciodată cu tovarăș. În cadrul Academiei, în cadrul relațiilor. Noi spuneam domn profesor, domnul cutare, între noi numai ne domne. Da? Zice, domnule dragă, zice, eu nu înțeleg oamenii ăștia care scriu atât de multe cărți. Când au timp să mai citească? Spunea Berzat lucrul ăsta. Și așa și este. El citea foarte mult și avea un respect deosebit față de scris. Și din cauza asta, ca și Berdescu, el a lăsat mai puțin scris, dar a lăsat elevi, a îndrumat foarte mulți, așa cum a făcut și Berlescu și Mihai Berza. Mihai Berza l-a îndrumat, desigur, și pe Mihai Maxim, mai mult decât pe mine, că el era mai aproape de el aici. Și după ce am devenit, sigur, cercetător, așa, și din această pricină consider că cei doi sunt magiștri mei. Adevărați, Leonid Boicu și academicianul Mihai Berza. În perioada de la Iași, când ați fost cercetător la Adexenopol, știu că v-ați îndreptat atenția către relațiile dintre Moldova și Poarta Otomană. Și însă ulterior, în momentul în care v-ați înscris la doctorat în anul 1970, tema a fost puțin schimbată. Știu că chiar nici n-ați reușit să publicați, aveați un volum, practic, dar din cauza cenzurii am înțeles că n-a fost publicat. Da, este adevărat. Este adevărat. Acum, sigur, nu mai există temerile care au fost pe vremuri. În momentul în care eu am început să lucrez și în domeniul acesta al turcologiei, atenția mi-a fost captată mai mult de relațiile cu tătarii. Pentru că fiind și tătar, figur, eram doritor să văd, să înțeleg istoria neamului din care făceam parte și care era foarte puțin cunoscută și distorsionat cunoscută și acum este la fel. La Iași am avut înțelegerea în sensul ăsta. Adică la institut, după ce m-am întors, am lucrat o vreme la documenta Romanie Historica, care mi-a fost de mare folos pentru acribie și pentru precizia cu care trebuie să analizez fiecare literă dintr-un document original. S-a format în 1967, sub conducerea profesorului Dimitrie Ciurea, un sector de istorie universală, în care am trecut domnul Leonid Boicu, Veniamin Ciobanu și cu mine și sub conducerea profesorului Dimitrie Ciurea. Deci era primul sector de istorie universală. Acolo, în 1967, deci până atunci lucrasem în colectivul de documenta Romanie Historica, am luat o temă proprie și tema mea a fost relațiile Moldovei cu tătarii. Cu tătarii, da. Da, cu tătarii, pentru că Moldova era mult mai implicată în istoria tătărească decât Țara Românească și Ardealul, deși și ele erau și puțin cunoscute. Și am lucrat timp de un an de zile, mai precis, până în 1968. În 1968, când a fost problema cu Cehoslovacia și când au fost și cât pe aici să izbucnească chiar un conflict armat între România și Uniunea Sovietică, eu chiar am fost mobilizat în vara aia, concentrat. Făceam parte dintr-un regiment de la marginea Iașului, care era în tratatul de la Varșovia, era un regiment, ziceau, de elită, unde aveam uniforma și arma. Și noi știam, acum sigur nu mai e un secret, atunci era un secret, că noi în 6 ore era o viroagă în care, o vale în care trebuia să ne, la un semnal trebuia să ne adunăm și aveam uniforma pregătită, armamentul pregătit, adică trebuia să fim în prima linie a frontului, pregătit către Uniunea Sovietică. Și atunci, în vara aia, eu am fost concentrat și numai. Sigur, mulți au fost concentrați, au fost niște instrucții foarte serioase. De fapt, în toamna aia a fost. Și mărturisesc că, fiind la Iași, eu simțeam și am și văzut, noaptea treceau tancurile către frontieră, către Bahlui și Ceaușescu atunci spre... Eu nu l-am iubit niciodată și nu-l iubesc absolut deloc pe Ceaușescu și am motive să nu-l iubesc, dar aici trebuie să spun că el a fost hotărât atunci chiar să reziste.
Că cât se rezista, nu știu, dar era un gest, un gest, un gest că lucrul acesta nu s-a făcut în 1940. De pildă, putea să se facă și nu s-a făcut, nu? În Transilvania. Nu s-a făcut în 1940 în la Prut. Uite, Ceaușescu cel puțin s-a pregătit pentru treaba asta. Deci din acest motiv, probabil zic eu, ca să nu evite un conflict de proporții, de nu știu ce, chiar dacă, sigur, România n-ar fi putut rezista uriașei mașinării militare a Uniunii Sovietice, dar era gestul conta. Gestul conta foarte mult și nu știu în ce măsură, dar eu știu că a luat măsuri. Nu știu în ce măsură Ceaușescu ar fi dus până la capăt această hotărâre a sa, dar au fost aranjamente, au fost pregătiri în sensul ăsta. Adică eu am făcut parte din acest regiment și știu lucrul acesta și exista, să știți că și atunci exista un entuziasm în sensul ăsta. Inclusiv eu, deși eram tânăr, foarte tânăr, de-abia căsătorit, dar aveam acest entuziasm de a merge și de a lupta la pentru apărarea țării. Și nu, etnic, și nu mai eu, și erau foarte etnic, mulți. Nu etnic român, ci etnic. Nu are importanță treaba foarte asta. Nu are importanță. Nu are importanță. Avea importanță, dragule, pe mine. Întotdeauna m-a deranjat chestia asta când se făcea această deosebire. Stai, domne, uite, domne, că asta înseamnă că există undeva, chiar în mintea românilor, această separare. Da, eu nu fac treaba asta. Fiind și eu, adică eu mă consider... Eu mă consider un locuitor al acestei țări și nu fac nicio distinție de faptul că unul pe unul îl cheamă Nicolae și pe mine mă cheamă Tasi. Sau pe altul îl cheamă, știu eu, Gheorghe, ungurește, nu? Sau Istvan. Nu mă interesează absolut deloc treaba asta. Da, când se face această remarcă, stai, domne, uite că chiar și... Nu, domne, pentru mine nu este un lucru suplimentar lucrul ăsta, un lucru de admirat. Era un entuziasm pe care simțeam eu la... Uite, lucrul ăsta n-am simțit eu la Iași decât de la foarte puțin. Oameni mai de factură mai joasă, la caracter sau la pregătire intelectuală, când la institut nu găseau un argument științific să mă combate, sigur că eu, comunicările mele și lucrările mele erau legate de relațiile româno-otomane. Și sigur că pe unii mai șocau uneori când eu găseam documente și spuneam, stai, domne, că turcii ăștia n-au fost chiar atât de răi cum se prezintă. Și aduceam dovezi, nu știu ce, și n-aveau argumente și atunci, aia, da, bineînțeles, da, sigur că da, păi sigur, cine să zic așa? Asta era argumentul lui și cu asta mi-a închidea gura. Atunci, mai ales în perioada lui Ceaușescu, nu puteai să mergi pe treaba asta și să combați. Că deja, în mod vizibil, toți cei care nu erau români erau de categoria a doua, a treia sau chiar a patra, dacă aveai și o rudă plecată în străinătate și aveai un dosar de urmărire, cum eram eu, erai și de a treia și de a patra categorie cetățeni. Păi, la un moment dat, s-a ajuns chiar la această absurditate. Chiar Leonid Boicu era socotit un cetățean de categoria a doua, pentru că era născut în Basarabia. Și Leonid Boicu era, fără să fie naționalist, dar era un român care iubea țara, care își iubea neamul, dar asta nu însemna că trebuie să laude de dimineață până seara cât de brav și cât de cinstit și curat și deștept și cult sunt românii. Nu există popor în felul ăsta. Adică nu înseamnă că dacă lauzi în continuu pe cineva, îl iubești cu adevărat. Este adevărat. Așa este și cu poporul și cu țara. Dar în timpul lui Ceaușescu așa se prezentau lucrurile. Trebuia să-l lauzi de dimineață până seara absolut fără niciun cusur. Nu? Acestea au fost vremurile. O vremia și eu m-am simțit foarte bine din acest... Deci, exceptând aceste persoane, care erau foarte puține, care erau în mediul academic și în universitate, eu n-am simțit în Iași o asemenea diferențiere. Lucru pe care am simțit după aceea, din păcate, la Universitatea Ovidius.
când eram deja profesor consacrat cu o anumită statură intelectuală și profesională, totuși niște indivizi și-au permis să mă jignească și să mă insulte din acest punct de vedere. Dar asta se întâmpla după 2007, după 2008, deci după atâția ani. Deci în vremea lui Ceaușescu eu n-am fost insultat cum am fost insultat aici. O carieră științifică exemplară, asta este. Deci, după ce fusesem 8 ani de zile ambasadorul României, așa, și da, primind chiar felicitările președinților României, în Turkmenistan. Da, am, deci e vorba și de felicitări atât ale ministerului, cât și ale președintelui, atât verbale, cât și scrise. Am și scrise, adică nu sunt vorbe goale, pentru modul în care mi-am îndeplinit misiunea. Eu fiind chiar primul ambasador în Azerbaidjan, lucru foarte rar în istoria ministerilor de externe, nu numai din România, că de obicei, la deschiderea unei misiuni diplomatice, este trimis un diplomat de carieră. Și cu experiență, nu încă tânăr, și încă cu experiență, un hârșit. Dar nu de rang superior, de unul care se pricepe la management, știi? Ori eu am fost trimis... Da, dar ați făcut față postului mai bine decât mulți alți diplomați de carieră. Deci, iată că în domeniul acesta al... Deci, revenind la 1968, nu știu cât timp mai avem. Din păcate, da. Nu mai avem, o să cât mai este. Timpul emisiunii noastre... A expirat. A expirat deja. Însă vă smulg acum o promisiune, pentru că avem atât de multe de vorbit și cred că nu într-o emisiune, încă cel puțin două emisiuni. Nu, sigur, că trebuia să fie mai concis. Puteam să fiu și mai concis. Ați fost extrem de concis și a spus... Să închei totuși, că am început, pe urmă am făcut divagația aceasta... Da, în 1968, deci după chestia asta cu Cehoslovacia și acest aproape conflict cu Uniunea Sovietică, guvernul român, pe bună dreptate, atunci a fost destul de rezervat ca să nu provoace pe sovietici să zică că doresc că românii sunt iredentiști, că așa l-au lansat ei. Și ca să aibă un motiv ca să vină să intre cu forța și la noi, cum au intrat în Cehoslovacia, ca să nu se dea absolut niciun motiv, s-a interzis orice referire la Basarabia. Încât, dacă o să aveți curiozitatea să vă uitați la lucrările apărute după august 68 la noi, există o celebră lucrare a lui Nicolae Iorga, Studii istorice privind Chilia și Cetatea Albă, care este un studiu extraordinar, cu izvoare formidabile. Deci, oricine care studiază zona Mării Negre pentru secolele 14-15 nu poate să ignore această lucrare formidabilă a lui Nicolae Iorga. Ori noi atunci eram obligați să spunem Nicolae Iorga, studii istorice, fără Chilia și Cetatea Albă. Deci există lucrări? În felul ăsta se cita. Și atunci, sigur că lucrarea mea, planul meu legat de Tătar a căzut pentru că eu nu puteam să fac această lucrare fără să fac referiri la Basarabia, fără să fac referiri la Crimea. Da. Și atunci, de comun acord, Consiliul Științific mi-a cerut să modific și atunci am trecut la relațiile cu Imperiul Otoman. Și cu Polonia. Dar lucrarea mea a fost cea care era potrivit contractului, temei de plan, a fost îndeplinită pentru perioada aia și pe care ulterior, acum câțiva ani, am publicat. Da. Da. Încă o dată vă mulțumesc că ați dat posibilitatea noastră și, repet, vă smul promisiunea. Cu cea mai mare plăcere, dragă. De cel puțin 2-3 ori în studio emisiunii noastre, pentru că avem foarte multe de vorbit, nu ne-am oprit decât la perioada facultății. Repet, informații extrem de interesante și foarte puțin cunoscute. Mărturisesc cu sinceritate că cunosc în bună măsură biografia dumneavoastră, dar astăzi... Nu le-am spus până acum. A spus... Nu le-am spus. Da. Nu le-am spus. Și chiar apropiați de-ai mei nu cunoșteau toate aceste amănunte, deși colegii mei de an, de grupă, de atunci au știut în 63. Bine. Punem punct emisiunii noastre din această seară pe săptămâna viitoare.